găsit, doamnelor și domnilor. Guvernul a decis, femeile din învățământ pot alege să iasă la pensie la 65 de ani în loc de 63. Modificarea este prevăzută într-o ordonanță de urgență aprobată joi. Executivul pune astfel în practică o decizie a Curții Constituționale. Pentru a-și continua activitatea până la vârsta de 65 de ani, este suficient ca profesoarele, învățătoarele și educatoarele să solicite acest lucru în scris angajatorului. Reprezentanții guvernului spun că prin ordonanța de urgență au transformat în lege o decizie a Curții Constituționale. A fost o lacună a legislației trecute în ceea ce privește vârsta de pensionare, posibilitatea ca persoanele de gen feminin opțional să decidă rămânerea în activitate până la vârsta de 65 de ani, așa cum este permis în Codul Muncii și pentru celelalte categorii de profesii. Era o excepție, CCR a decis că este neconstituțional și, prin urmare, guvernul a adoptat această ordonanță pentru a transpune decizia curții, a explicat purtătorul de cuvânt al guvernului, Ionel Dancă. Legislația în vigoare nu le permite persoanelor de sex feminin să se pensioneze la 65 de ani, iar Curtea Constituțională s-a pronunțat în defavoarea acestei excepții. Da, și apropo de această știre, se vorbește mult despre o tendință, cea de creștere a vârstei de pensionare. Medicina a evoluat și tehnologia a evoluat și a rezultat un paradox. Oamenii ar fi în stare să muncească, unii dintre ei, evident, să muncească mai mult, dar nu își vor mai găsi foarte ușor de lucru. Unele meserii vor dispărea în viitorul apropiat. Deja în marile magazine și în băncile din România, casierii sunt înlocuiți cu ATM-uri la care putem să facem singuri plățile. Îți poți plăti singur toate facturile online sau la aceste ATM-uri. Pe viitor vor dispărea încet, încet și benzinăriile și ne vom încărca singuri mașinile electrice. O masă mare de oameni va avea nevoie de sprijin financiar. Cei care nu se vor mai adapta, deși vor avea forță de muncă, și cei care vor fi la pensie și care vor depinde de sistemul de stat. Nu vom avea pensii pentru decreței, ni se spunea alarmist în aceste zile. Așadar, care este soluția? Cum vor evolua, cum va evolua piața muncii? Cum ne vom putea găsi de lucru, pentru că poate meseriile noastre vor dispărea în vreo 10 ani? Și cine ne va plăti pensiile? Pentru că trebuie să avem în calcul și acest aspect. Ni se spune că ar trebui să găsim niște variante alternative. Comentăm așadar pe această temă cu invitații mei. Adriana Petrescu, psiholog. Bine te-am găsit. Și Adrian Bența, analist financiar, care ne va spune ce fel de pensii să ne facem. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru invitație. Începem cu dumneavoastră. Cum vedeți această tendință? E ea justificată? Adică oamenii au așa o putere de muncă, merge la serviciu și la 70 de ani? Sau e doar așa o impresie pe care o avem? Pentru că noi vedem pe unii în formă pur și simplu. Noi nu putem să generalizăm și ar fi ideal dacă înainte de orice fel de reglementare sau orice fel de propunere de lege sau când ajunge legea în vigoare, să fie întrebați și medicii, să fie întrebați și psihologii, pentru că evident că noi avem un cuvânt foarte greu de spus și am putea explica foarte clar că în acest moment oamenii de 40 de ani care probabil vor munci până la 70 deja încep să aibă niște boli profesionale, dezvoltă deja niște deficiențe de atenție, de memorare. Evident că le este foarte greu pentru că munca în companie este supra-solicitantă. Nivelul de frustrare se ridică foarte tare. Oamenii nu au cultura în România de a-și menține sănătatea mentală. Haideți să fim serioși. Câți oameni la 45 de ani vedem în parc făcând tai chi? Câți dintre noi jucăm sudoku și așa mai departe? Deci evident că suntem capabili, dar suntem capabili doar dacă ne pregătim să fim capabili. Ne alimentăm prost, ne hidratăm prost, nu prea consumăm zona aceea de știri pozitive sau lucruri pozitive din viața noastră și ne trezim foarte repede după 40 de ani, corpul începe să dea niște semnale și în afară de corp și mintea începe să dea semnale. Începem să uităm foarte ușor și odată cu trecerea în vârstă ne rigidizăm concepțiile și devenim puțin mai agresivi. Cred că e foarte ușor de observat că vârstnicii noștri sunt extrem de recalcitranți cumva și în trafic și în mijloacele de transport. De ce? Nu pentru că o fac din răutate, evident. Pentru că nivelul de toleranță scade foarte mult după vârsta de 50-60 de ani. Întrebarea este, suntem pregătiți? Ce fel, cum ați spus dumneavoastră, care sunt ariile acelea industriale în care un om își va găsi de muncă? Sau ce va face un angajator în momentul în care, la modul absolut firesc, dorește să câștige și să aibă un profit cu niște oameni care au deficiențe de atenție? Sau deficiențe de memorare? Sau de analiza unui context? Deci
noi o să mergem tot mai mult pe zona de tehnologizare. Extrem de mult o să se tehnologizeze absolut tot din jurul nostru. În afară de acest lucru, o să apară tot mai mulți androizi. Multe industrii dispar, multe industrii își vor face apariția. Deci următorii 20 de ani nu vor mai arăta cum ne imaginăm noi. Sunt oamenii pregătiți, eu nu vorbesc de oameni de 40, sunt tinerii în facultățile noastre pregătite să preia această informație? Nu. Dacă ne gândim la curicula din facultățile pe care le-am terminat noi și curicula de acum, sau ne gândim la fluxul de tineri care vin, deci se va crea o degringoladă fantastică, pentru că orice tânăr are dreptul să profeseze. Și dacă nu are loc de acel adult matur, vârstnic deja, căruia îi se acordă, mă rog, încă o șansă și încă o șansă. Și aș mai dori să adaug ceva care ține cumva de zona emoțională. Trebuie să fim extrem de atenți că după 50 de ani, în viața noastră apar extrem de multe mici probleme sociale și familiare la care noi nu suntem pregătiți să facem față. Da. De regulă, apare grija față de copii, copii se căsătoresc, fac copii, și apare grija față de un părinte supraviețuitor. Deci foarte mulți oameni la 70 de ani vor avea în grijă ori nepoți, ori un părinte bolnav cu care nu mai are ce să facă. Deci și-a pus cineva întrebarea cum va arăta, nu știu, dimineața unui om de 65 de ani când se pregătește să meargă la, nu știu, la birou. Dacă ne uităm în jur, vedem și în televiziune și vedem peste tot, un pic este dezechilibrată imaginea, să zicem, a femeii sau a bărbatului, tânăr versus matur. Niciunde nu se angajează oameni maturi. Ba dimpotrivă, se consideră că oamenii maturi au suficientă experiență și înțelepciune pentru a cere banii meritați. Se angajează foarte mulți tineri. Dacă ne uităm la BBC sau la CNN, vom vedea prezentatoare la o vârstă normală de maturitate. Dacă ne uităm la noi, la foarte mulți analiști politici, vedem o medie de vârstă de maxim 30 de ani. Deci noi nu suntem pregătiți ca și popor să integrăm vârsta aceasta adultă în viața cotidiană de zi cu zi. În plus de asta, profesorul care va preda până la 65 de ani va trebui să aibă o anumită structură psihologică, emoțională. El va trebui să aibă drag de a învăța. Și ce observăm noi iarăși ca și tipar de popor? Nu prea citim, nu prea mergem la cursuri de dezvoltare personală. Cred că foarte puțin oameni la 40 de ani își doresc să învețe o limbă străină nouă. Suntem foarte rigizi. Și atunci ce vom face? Ne vom lăsa copiii sau, mă rog, nepoții pe mâna celor care, de fapt, n-au mai citit de mult o carte, eu știu, de dezvoltare personală sau n-au mai urmat o un carte curs? În general. Sau o carte în general. Deci ce vom face? Sau cum vom face, vom impune niște bareme de evaluare psihologică sau nu vom face? Pentru că oamenii își pierd răbdarea și copiii noștri au nevoie de modele de tinerețe cu care să se joace și jucându-se să învețe. Deci eu sper totuși ca nepoții noștri să prindă acei profesori care îi educă jucându-se. Pentru că generația noastră și, din păcate, încă generațiile actuale învață foarte rigid, învață sub acea, mă rog, umbrela pedepsei, a rușinii. Ei, aceste lucruri înseamnă schimbarea de mentalitate. Ceea ce observ eu și e un pic îngrijorător, că una este să vezi cifre și aici probabil domnul Bența o să explice foarte clar. E adevărat, cifrele nu dau bine, dar între cifră și emoție e o diferență foarte mare. Poate cifra să dea pe plus, dar emoțional poți să duci poți să duci într-o mare problemă o generație întreagă. Aici trebuie să fim atenți. E foarte interesant această observație și aici ajungem la partea financiară. Această observație legată de faptul că, începând cu vârsta de 50-50 și ceva, mergând spre mai mult, ai nevoie de și mai mulți bani. Pentru că ai nevoie de bani pentru un tratament, da? Corpul nu mai funcționează la fel de bine. Ai nevoie să-ți sprijini un părinte care poate are nevoie de un ajutor special. Nu mai are nici el decât o pensie în momentul acela. Nu mai are alte venituri. Deci veniturile ar trebui să crească în mod normal. Ori la noi în România, din ce observ eu cel puțin, oamenii încep să o ducă mai prost după 50-60 de ani, nu să crească financiar. Și cheltuielile sunt mai mari.
Sigur, nu putem generaliza. Deci evident că nu generalizăm. Modele, e o observație modele personală. De financiare și de business ale fiecăruia dintre noi. Dacă mă întrebați din punctul meu de apreciere profesională a celor cu care lucrez în domeniu, evident, maximul intelectual este între 40-50 spre 55 de ani. Prin urmare, în acești ani, cred că și veniturile sunt cele mai mari, urmând după aceea, după cum doamna psiholog ne-a prezentat foarte bine, urmează o curbă, curba bătrânirii. Problema însă pe care o văd eu din aceste discuții de zi cu zi sunt de cu totul altă natură decât cele biologice și psihologice. Cred că ne întoarcem la o zonă care nu ne place, este zona mercantilă, în care bugetul este cel care dictează direcțiile de vârstă. Dacă bugetul era mai bine alimentat după mai multe părți, nu mai aveam discuții astea cu creșterea vârstei de pensionare. În momentul însă în care se intervine asupra bugetului și se intervine destul de puternic anul acesta, avem o creștere a pensiilor, a punctului de pensie în sistemul public de 40%, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult pentru efortul bugetar, atunci, da, iei de astfel de decizii. De unde mai strângi cureaua? Pentru că noi suntem în situația de a cârpi acest buget. Deci, eu personal apreciez că discuțiile privind vârsta sunt, în primul rând, de bani și de-abia pe locul 2 a respectarea unor legislații ale Curții Constituționale, legislație de altfel care trebuie să fie foarte clar înțeleasă. Se pune problema însă de altă natură. Cât poți să tragi de pe urma unui salariat? Speranța de viață în România este 70 de ani, aproximativ 75 de ani. Deci dacă duci un cetățean, cu, bineînțeles, bărbații mai puțin, mai trăiesc mai puțin, din păcate, asta e viața, se spune că cine trăiesc mai mult, mai ales văduvele trăiesc mai mult decât bărbații. Ei bine, în momentul în care tu ai o speranță, o pensie la 70 de ani, ca medie, și duci un cetățean să muncească până la 70 de ani și mai ales este și bărbat și el să mai așteaptă să mai trăiască 2-3 ani, s-ar putea să ai o revoltă în cetățeanului respectiv. De ce? Pentru că numai puțin de-a lungul vieții, să zicem, dau exemplu eu, lucrez de la 20 de ani, voi ieși la pensie cu 40 și ceva de ani vechime în câmpul muncii. Se pune problema, nu care cumva, de fapt, acel nivel de 25% din veniturile mele care se duc la pensie, nu mai este, de fapt, solidaritate socială, ci este doar o taxare, o jăgmănire a cetățeanului. Pentru că eu știu foarte exact, domne, după ce ies la pensie, eu mai da ce eu mai da. Clar, sistemul de public de pensii funcționează, problema va fi puterea de cumpărare. Și atunci eu, ca și cetățean, o să mă revolt. Ia mai lăsați-mă în pace cu asigurările voastre sociale, când văd eu singur de viața mea. De ce să fiu solidarital 40 de ani cu un sistem public care, din păcate, este folosit politic? Ca eu, cetățean, zi de zi, an de an, 40 și ceva de ani, tot plătesc cotizații, iar când ajung la pensie, îmi spune cineva din Condei, stai un pic ca să majora vârsta de pensie. Ei, și atunci ce poți să faci ca să ai o oarecare siguranță? Ni se spune în momentul de față că pensia de stat nu va mai face față, cel puțin pentru decreței. Decreței, adică cei născuți de prin 65, când a fost dat, așa, de când a fost dat decretul, și până în 80, nu? E o plajă foarte largă. 80 aș, și ceva. Da, aș prezenta un pic să vedem o evoluție a participanților la salariați. Înainte de 1989 erau circa 9,8, aproape 10 milioane de salariați, iar numărul de pensionari era un pensionar la 4 salariați. Din păcate, datorită emigrării, datorită demografiei, datorită faptului că s-a permis avortul, nu trebuie să ne ascundem după degete. Sunt 2 milioane de avorturi din 89 încoace la zi. Ei bine, s-a permutat acest sistem astfel încât în momentul ăsta avem 1, un pic salariați la o persoană plătită din sistemul de public de pensii și fac o mică observație. Am spus plătită. Nu înseamnă că toți sunt pensionari. Nu, pensionar e doar acela care are limită de vârstă și are vârsta și a cotizat stagiul complet. Sunt și foarte multe alte categorii sociale plătite pe sistem de asistență socială. Și atunci, care e tendința în viitor? Păi tendința în viitor este exact invers. Să fie mai multe persoane la sistemul public de pensii, circa 6 pensionari pentru 4 salariați. Printre altele, vârful de sarcină va fi celebrii decreței, care acum sunt la nivel de 3, 40, 50 de ani, deci ei duc în acest moment să la maximul potențialilor biologice, dar peste vreo 20-30 de ani vor ieși la pensie. Și atunci se va pune, într-adevăr, adevărata problemă a sistemului public de pensii este când această categorie numeroasă de persoane vor ieși la pensie. Și nu va fi discuție problema pensiei, că nu se dă pensie. Asta este o eroare de exprimare din punctul meu de vedere. Eroarea va fi însă
însă problema fundamentală va fi puterea de cumpărare. Adică primesc o pensie, exact, dar nu am ce să fac cu ea. Va fi o pensie mică. Și atunci trebuie neapărat să găsim surse alternative pentru tine. Și avem destul de multe posibilități, slavă Domnului. Care ar fi recomandările dumneavoastră pentru o persoană care are niște venituri medii? Să spunem, nu vorbim despre cei care pot să pună bani deoparte și au conturi și se descurcă. În mod evident, pusul ăsta deoparte trebuie să fie clar pus deoparte, bani albi pentru zile negre. Forma în care o facem diferă de fiecare de noi, dintre noi. Sistem Pilonul 2 este un pilon foarte, foarte bun. Am făcut un calcul și am zis așa, pentru un cetățean care a muncit 35 de ani cu, la pensie, pe salariu mediu pe economie, sistemul public, deci pilonul 2 de pensie, aduce cam cât ar fi jumătate din pensia publică. Dar el trebuie să cotizeze 30 și ceva de ani, 40 de ani. Desigur, avem un pilonul 3 de pensii în care noi, adică cu mânuța privat, noi cu mânuța noastră trebuie să ne abținem. De la ce vârstă trebuie să te apuci să-ți faci o pensie privată? Acum, de la ce vârstă? În mod evident, de la prima zi din câmpul muncii. Problema este de altă natură. Că în prima zi de câmpul muncii știu că va veni pensia, dar nu-i dau atenție pentru că am alte lucruri mult mai importante. Vreau să-mi timez o familie, vreau să am o casă, vreau să am o mașină. Și atunci aceste lucruri au prioritate asupra unei sisteme de pensii. Părerea mea este că în momentul în care tu deja te-ai organizat ca și familie, că la un moment dat ajungi la un anumit nivel, ai o casă, ai o mașină, ai un număr de copii, că în momentul ăla în care te-ai așezat, cum se spune pe românește, la casa ta, cam atunci ar trebui să găsești o sursă alternativă. 30 spre 40 de ani. Ar fi bine să-ți faci o pensie privată. Ar fi bine să-ți faci, este una dintre ele, dar de exemplu pot să fie alți cetățeni care o să investească în imobiliare. Da, o mai am un apartament și o să încasez o chirie de-a lungul timpului. Înseamnă rată. Da. De multe ori înseamnă rată. De multe ori înseamnă rată, dar observăm, deci subliniez, nu există o regulă perfectă sau o recomandare. Nu-mi dau sfaturi că știu să greșesc și singur. Dar totuși, la un moment dat, dacă facem un calcul din ăsta mercantil, văd că rata la bancă se plătește din chiria pe care o am. Sigur, implică și taxe, că vorba aceea, statul trebuie să încaseze și dar niște taxe. Dar e un bun cu care rămâi. Deci recomandați în continuare o investiție cât se poate, cât are fiecare. Cât are fiecare. Nu. Idealul este în felul următor. Idealul este că trebuie să fim conștienți la un moment dat că avem nevoie de niște bani la zile negre și forma sub care economisim depinde de fiecare dintre noi. Deci ar putea, ca să structurăm, ar putea fi așa, o pensie de la stat care va fi, mai vedem, pensia din pilonul 2 pentru cine a prins această pensie din pilonul 2, dacă se poate să ai și o pensie privată și dacă se poate să mai ai venituri dintr-o chirie pentru orice eventualitate, pentru... Întotdeauna pentru orice eventualitate. Uite, a fost adoptată foarte de curând legea 1/2020 privind sistemul de pensii ocupațional. În acest moment, legea nu este atractivă pentru angajatorii de zi cu zi, pentru că nu aduce niciun fel de facilități fiscale, dă o cheltuială deductibilă, dar taxează în continuare cu 45%. Dacă legiuitorul și-ar dori să aibă grijă de viitorul acestor generații, și-ar reduce un pic lăcomia asta de taxare a forței de muncă de la 45%, sau un pic mai ușoară, ar fi o metodă alternativă foarte, foarte bună. Dar în momentul în care legiuitorul vine și zice, jap, vreau și eu 45% din banii pe care i-aș fi dat unui salariat al meu ca și pensie ocupațională, atunci nu mai face atractivă. Dar asta nu înseamnă că în timp nu se poate îmbunătăți legislația. E un sistem care funcționează în Statele Unite, dacă nu mă înșel. Nu? Te angajezi, de exemplu, la o mare companie, știu că asta se întâmplă în Statele Unite, și compania respectivă sau spitalul, dacă ești un medic, îți oferă ea o pensie și tu faci tot posibil și îți negociezi acea pensie încă de când te angajezi, nu? Sigur, sunt două sisteme de pensii. Sistemul Bismarck, cel adoptat de România continentală, care înseamnă solidaritatea socială între generații. Deci astăzi, salariatul de astăzi plătește contribuția la pensii pentru actualele persoane din sistemul public de pensii și mai există sistemul american în care tu ți-ai plătit, ai pensie, n-ai plătit, mor de foame, treaba ta, nu are nimeni vreo problemă cu tine și atunci, într-adevăr, sunt companii care asigură pachete de astfel de... Au apărut, au început să apară astfel de companii în România care să-ți oferă o pensie? Știți? Eu nu am auzit.
Nu l-ați auzit? Nu, nu, nu. Deci sistemul de taxare al muncii din România prevede el intrinsec contribuția la pensii și atunci nu știu dacă există. Cu siguranță există însă multe forme de fidelizare, inclusiv plăți de contribuții la pensii la pilonul 3. Uh-huh. Numai că subliniez, toate aceste contribuții intră sub incidența codului fiscal. Ori codul fiscal zice, bă, vreau și eu buget stat 45% taxe și atunci nu mai sunt vechile probleme. Revenim după publicitate și aș vrea să vorbim despre meseriile care se vor cere, poate chiar noile meserii, pentru că, spuneam, deja un exemplu concret, nu vor mai fi casieri, vor fi plățile făcute printr-un ATM. Revenim așadar după cu. Vorbim despre tendința pe care o observăm, creșterea vârstei de pensionare. Sunt oameni care, într-adevăr, reușesc să se descurce foarte bine și până spre 70 de ani, dar, în același timp, acești oameni, chiar dacă vor avea energie, poate nu își vor mai găsi de lucru. Dacă au lucrat la un ghișeu până acum, da? Nu mai e nevoie de serviciile lor, pentru că va exista un roboțel, un ATM. Ce te faci? Ce meserii se vor mai căuta? Și pentru ce trebuie să ne adaptăm? O să sune foarte dur ce spun acum. Meseriile de făcut curățenie, de avut grijă de un om mai bătrân decât tine, meseriile de avut grijă de rafturile dintr-un hipermarket și așa mai departe. Pentru că dacă ne uităm acum, vedem acest fenomen. Vor scăpa cumva meseriile liberale. Și asta e nota bene pentru cei creative? Care... Sigur că da, pentru că cu cât dacă ești un avocat, ești un psiholog, ești un medic, ești un profesor foarte bun. Ești contabil. Tu ai foarte multă experiență și tu practic devii antreprenorul vieții tale. Dar dacă tu te mulțumești cu a fi un angajat, fără să-ți pui problema că tu trebuie permanență să înveți ceva nou și să te perfecționezi și să-ți dorești treaba aceasta, ești tot timpul în pericol de a fi dat afară și înlocuit. Pentru că revenim. Încep să ai niște probleme. Încep problemele de sănătate pentru că corpul tău are alte nevoi. Un corp matur, că după 50 de ani are mult mai multă nevoie de odihnă. Și culmea este că nevoia asta de odihnă contravine cumva fiziologiei corpului când nu mai dormi așa de mult. Ai nevoie de un sprijin emoțional foarte mare și noi ce vedem în cuplurile vârstnice de foarte multe ori sunt foarte multe tensiuni emoționale pentru că oamenii nu se înțeleg. Trebuie să înțelegi mentalitatea tânărului pentru că este un alt fenomen, va fi un alt fenomen foarte interesant, echipa în care doi vor fi de 55 de ani și restul de 23. Ce o să facem? Care va fi comunicarea între acești oameni? Cum vor comunica? Pentru că cu siguranță cel de 55 va avea un alt tip de comunicare și va avea altă nevoie și altă nevoie de a-i se adresa, pentru că va simți tot timpul că nu este respectat, după cum tânărul va simți întotdeauna că este prea tânăr. Uh-huh. Și vor fi foarte multe probleme de genul acesta. Meserile pe care le poate face un om după 50 de ani, din punctul meu de vedere, este jucatul de golf. Pentru că, ca meserie, adică să stai liniștit, exact, ca o glumă. Pentru că nu mai poți să faci multe, nu mai ai forță fizică și dacă nu îți întreții forța intelectuală, adică asta însemnând ca în fiecare zi să citești 10 pagini, să te alimentezi corect, să te plimbi, să te odihnești, să fii tot timpul la zi cu toate noutățile, ție acuitatea mentală îți cade fantastic de tare și nu mai înțelegi nimic. Așadar, până la urmă, cheia ar fi adaptabilitatea. Da, versatilitatea. Chiar și dacă ești absolut cel mai în vârstă membru al unei echipe de puști. Exact. Să fii încerci mentor. Totuși să rămâi. Da, da, exact. Fii mentor, dar ca să fii mentor, tu trebuie să fii foarte bine pregătit și să ai capacitatea și dorința de a dărui mai departe ceea ce știi. Noi toți am avut mentor și mentoratul se folosește peste tot, dar ce observ în companii, nu prea există programe de mentorat. De ce? Pentru că mentorul știe foarte bine ce știe să facă și știe foarte bine care este valoarea. Deci prețul unui mentor este foarte ridicat. Și mai mult de atât, apropo, dacă trecem pe partea financiară a discuției pe care am avut-o acum,
cum va trebui să te adaptezi să câștigi, pentru că și salariile vor rămâne, dacă lucrezi la stat, ăla e salariu. Ce să faci? Să-ți faci o firmă, să deschizi o afacere, să devii întreprinzător? Care sunt soluțiile? Sigur, în primul rând trebuie să te cunoști foarte bine pe tine și să știi foarte exact ceea ce faci și ceea ce faci trebuie să faci bine. Urmează după aceea decizia. Evident, viața de salariat are avantajele ei și dezavantajele ei. Are avantajul că ritmic cineva îți va plăti salariul după ce tu vei face jobul pe care îl faci, pe care am spus că trebuie să-l faci bine. Dezavantajul activității pe cont propriu este că deja în acel moment tu decizi asupra vieții tale și devii de data aceasta angajator. Ai un rol social mult mai mare, mai important decât doar tu, familia ta. De exemplu, eu am o grijă ca în fiecare lună salariile colegilor mei să fie plătite fix la timp, fără niciun fel de întârziere. Și atunci rolul acesta social depășește calitatea doar de angajator, de a face profit pentru tine. Evident că viața dincolo din profesia liberă este mult mai palpitantă, nu ți asigură nimeni un concediu peste nu știu câtva timp. Se spune că ai program flexibil, dar de fapt înseamnă să muncești mult mai multe ore decât cele 8 ore pe zi. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la ceea ce facem. Cu siguranță însă, exact ce a spus doamna psiholog, adaptarea, inteligența înseamnă adaptare, adaptare rapidă, mai exact, și trebuie să te adaptezi la vremurile în care trăiești. Probabil sunt sute de profesii pe care noi nu le cunoaștem pentru că încă nu s-au inventat, dar cu siguranță întotdeauna vor exista nevoi sociale și acele nevoi sociale vor fi servite de absolut toți dintre noi. Deci generația va crea întotdeauna și nevoi sociale și lucrătorul pentru a rezolva acea nevoie socială. Prezentați mai devreme faptul că sunt încet încet oamenii vor fi înlocuiți cu roboței. Da, asta este tendința, dar acei roboței vor fi creați tot de niște oameni. Absolut. Și atunci tu trebuie, ca să fii în piața asta a muncii, nu trebuie să stai deoparte, să te dea la o parte un roboțel, ci trebuie să-ți folosești inteligența ca să participi la crearea acelui roboțel. Și cu siguranță băieți de ăștia ca mine, fiscaliști, vor găsi o soluție să taxeze roboțelul astfel încât, astfel încât să o parte din veniturile acelui roboțel. Este doar o problemă de fiscalitate și de timp, ca să până ne prindem cam cât de economie a făcut salariatul. Apropo de astfel de situații, a fost prezentată pe televiziune și nu este glumă, este fapt real, un bar din Statele Unite a concediat barmanul și în locul acelui barman a pus un roboțel. 1000 de euro din veniturile acelui bar se ducea în buzunarul respectivului salariat care a fost concediat. Uite, asta este una dintre metodele foarte importante și foarte deștepte de a asigura un trai social și a asigura un nivel de venituri. Gândiți-vă acum în locul celuilalt barmanul. Barmanul are o sumă fixă de bani care îi vine întotdeauna și în același timp rolul lui social este pe altă parte. Deci poate să facă altceva mult mai util. Deci lucrurile astea se pot îmbunătăți, nu se pune problema... Cu un roboțel nu poți să mai ai nicio discuție, să-i spui cum să-ți prepară băutură sau... Sigur, dar deja... Da, deja inteligența artificială vom ajunge astfel încât să ne întreabă... Ne va ghici. Revenim la discuție în câteva momente. De o situație concretă, foarte des întâlnită, cea unei doamne. Am convenit o doamnă peste 55 de ani, da? O vârstă nedefinită, undeva într-o localitate mică din România, cu un nivel de trai scăzut. Este dat afară de la serviciu, pentru că era casieră, s-a băgat un roboțel la magazinul respectiv, nu mai are ce să lucreze. Ce soluție are o astfel de persoană? În afară de a se duce în străinătate și de a munci, bineînțeles, există și această variantă. Sigur, întotdeauna e și nu este varianta cea mai simplă și este extrem de costisitoare până la urmă ca și sănătate. Păi, acum, eu cred că doamna lucrează cu mediile online, are un cont pe un mediu online și postează și face, poate lua legătura cu o companie care are nevoie de oameni care doar postează. Sau, da. Da. Sau poate lua legătura, dacă știe limba română, cu o editură pentru a corecta un manuscris. Sau poate, dacă face cele mai bune plăcinte cu poale în brâu, să le facă și să le vândă la o cofetărie. Sau adică, dacă are o grădinuță. Sigur, sau dacă are o grădinuță.
grădinuță sau poate să își deschidă o canisă de căței sau, eu știu, o felină de pisici. Adică sunt foarte multe, dar iarăși revin. Oare noi ne punem problema să fim puțin versatili mental? Adică să ne gândim în fiecare moment al vieții, că avem 20 de ani, 40, 50, dom'le, dacă se întâmplă ceva, eu ce fac? Eu ce știu să fac cel mai bine? Eu ce fac cu drag și care este superputerea mea? Ce pot eu să fac dacă de mâine se închid toate și eu totuși trebuie să-mi duc pâinea acasă în familie? Și toți avem așa ceva. Toți avem un talent, unii cântăm, unii dansăm, unii pictăm, unii gătim, toți avem un talent. Acest talent se poate întoarce înapoi în comunitate. Da, numai că ar trebui să ai și puterea mentală de a transforma acel talent pe care îl ai din naștere, da? Știi să gătești bine, să-l transformi într-o sursă de venit. Și aici ce se poate face? Bun, tăria de caracter de a fi, de a schimba calitatea de salariat în calitatea de antreprenor după o anumită vârstă, cred eu că nu este recomandată. Nu înseamnă că nu se poate, dar e bine să îți coafezi, să-ți folosești cel mai bine talentul pe care îl ai. Acum, evident, tuturor ne-ar place să-i recomandăm, domnule, să se facă PFA sau să înființeze o micro-întreprindere și gata, fiscalizează niște bani. Realitatea nu este așa. Realitatea este că va trebui să recitească cărțile sau să pună mâna să se adapteze la ceea ce se caută în piață și își va căuta în continuare un job. Pentru că se pare că înclinația dumneai, dacă tu până la 50 de ani n-ai fost patron, sunt puține probabilități ca să fii de la 50 de ani încolo unul de succes. Nu înseamnă să că te nu... trezești dintr-o dată nu... că ți-a venit o idee genială. Este perfect. Dar diferența de la idee, de la a avea o idee genială până a avea un ban în bancă care reprezintă valorificarea acelei idei, diferența este foarte, foarte mare și trebuie foarte, foarte mult. Și nu uităm că rămânem, locuim în această minunată țară pe care o iubim. Această minunată țară are și prostul obicei să aibă foarte multe legi și multe birocrații. Și atunci trebuie să te adaptezi și la aceste legi frumoase ale României și cu siguranță părerea mea este că acea doamnă va trebui să se adapteze în continuare și să-și caute în loc de muncă, de job, cu siguranță este nevoie de ea. Da, nu mai este această convingere că poți să devii antreprenor la un moment dat, e un mit, e adevărat? Dacă nu ești făcut să fii antreprenor. Deci, dacă nu ești făcut să fii patron, nu o să fii, clar. Da. Lucrurile sunt foarte clare. Dacă nu știi să vinzi... Și nici n-ar trebui să încurci pe alții. Sigur, vei produce mult, dacă ești unul nepotrivit la un loc nepotrivit, vei produce multe încurcături și pentru ceilalți, vei lăsa în urma ta multe datorii. Și atunci e bine să te duci doar în zona pe care o știi și o stăpânești și o faci cu convingere, o faci cu deprindere și o faci cu inteligență. Din punctul meu de vedere, folosirea inteligenței astea naționale a noastră este una dintre cele mai bune calități pe care le poate avea țara asta. Adaptarea rapidă. Vă mulțumesc foarte mult! Da, despre asta ar fi vorba. Până la urmă să deschidem ochii, că s-ar putea să schimbe lucrurile foarte repede într-un ritm amețitor. Vă mulțumesc! Punem punct aici discuției noastre. Ne revedem la 14 la fix.